Bine ai venit pe canalul nostru. Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe. Să aibă grijă cu fata mea. Ștefan Tună și Fulgeră după ce Aleina l-a chemat pe Cosmin în camera roșie. De ce a făcut bruneta această alegere? Joi, în cea mai recentă ediție a emisiunii matrimoniale Casa iubirii, Aleina a luat o decizie care a surprins pe toată lumea. Joi, în cea mai recentă ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la canal de Aleina a luat o decizie care a surprins pe toată lumea, în special pe iubitul ei, Ștefan. Ștefan tună și fulgeră după ce Aleina l-a chemat pe Cosmin în camera roșie. În ediția de astăzi, Aleina a luat o decizie șocantă și l-a chemat pe Cosmin în camera roșie. Ștefan a reacționat imediat. Mamă, te sparg! Te sparg, te sparg, a exclamat Ștefan. Cosmin a fost foarte confuz în urma deciziei Aleinei, moment în care Ștefan s-a ridicat și a strigat la Cosmin să plece la întâlnirea cu Aleina din camera roșie. Haide, hai mă, că te așteaptă fata! A strigat Ștefan, după care l-a condus pe Cosmin la ușă. În timp ce Cosmin deja a dispărut din casa băieților, Ștefan a continuat să reacționeze la decizia Aleinei. Cu toate că a fost ceva ieșit din comun, Ștefan s-a amuzat pe seama situației și, în realitate, nu s-a supărat. Să aibă grijă cu fata mea că l-am omorât acolo. Îl mănânc, a spus Ștefan, râzând. Cosmin și-a respectat obligația de a merge în camera roșie, acolo unde Aleina l-a așteptat ascunsă după ușă, încercând să-l surprindă. Tânărul a intrat pe ușă cu o privire foarte confuză și a întrebat-o dacă a complotat cu Ștefania în această situație, gândindu-se imediat că dacă el a fost chemat de Aleina în camera roșie, sigur și Ștefania l-a chemat pe Ștefan. De ce l-a chemat Aleina pe Cosmin în camera roșie? Se pare, totuși, că Aleina l-a chemat pe Cosmin în camera roșie pentru alt interes, care nu este legat de el. Bruneta a vrut doar să vadă dacă tânărul are intenții reale față de Ștefania. Cum e cu Ștefania? a întrebat Aleina. Eu zic că e bine, din punctul meu de vedere eu mă simt foarte relaxat cu ea, am avut și dateul pe care urmează să-l vedeți și ne-am apropiat mult, cel puțin eu așa am simțit și știu, din spusele ei, că și ea la fel și eu zic că suntem pe direcția bună, a răspuns Cosmin. Aleina l-a întrebat și dacă s-ar vedea într-o relație mult mai serioasă cu Ștefania, iar răspunsul lui Cosmin a fost afirmativ, lucru care a bucurat-o pe brunetă. Iubita lui Ștefan i-a dezvăluit că Ștefania îl place mult și că, în camera de hotel, verifică telefonul din 5 în 5 minute ca să vadă dacă Cosmin i-a dat liche pe Instagram. Pe lângă asta, blondina îl alintă și vorbește foarte frumos despre el. Pe lângă toate aceste dulcegării, Aleina i-a mai spus lui Cosmin că Ștefania ar fi dispusă chiar și să se mute definitiv în România pentru el, mă bucur atunci, înseamnă că suntem pe drumul cel bun, a declarat Cosmin.